Solicităm Guvernului să pregătească cu mare atenție rectificarea bugetară, să reașeze bugetul pe datele reale din economie și să corecteze toate deficitele structurale care afectează mecanismul constituirii și execuției bugetului de stat. Atragem din nou atenția Guvernului că a construit un buget de stat pe niște premize false, pe niște indicatori economici care nu mai au nicio legătură cu realitatea. Rata inflației a fost prevăzută să fie 3,1%, iar astăzi rata inflației este de 5,4%. Cursul de schimb mediu pe care s-a construit bugetul a fost stabilit la 4,55 de lei euro, în timp ce în realitate cursul de schimb a fost cursul mediu de 4,66 de lei pentru euro. De asemenea, creșterea economică estimată, care a stat la baza elaborării bugetului de stat, a fost de 5,5%, iar în realitate această creștere economică va fi mult mai mică. Chiar dacă încă nu a fost publicată execuția bugetară pe primele 6 luni ale anului, din informațiile pe care le-am primit, bugetul pârie din încheieturi, iar deficitul bugetar la 6 luni a ajuns la o cifră record, reprezentând 1,6% din produsul intern brut. Mai exact, cheltuielile au fost mai mari decât veniturile, cu 14,8 miliarde. Este cel mai mare deficit bugetar înregistrat pe primele 6 luni ale anului. Din ultimul an de criză, 2011 încoace, ceea ce nouă ne arată că PSD-ALDE readuce România în perioada de criză. Nu este singurul semnal periculos privitor la evoluțiile economiei, chiar dacă nu avem datele pe trimestrul 2 privitoare la creșterea economică. Din analiza datelor pe primele 2 luni, putem trage concluzia că și în cazul în care va exista o creștere economică, această creștere economică va fi mult mai mică decât creșterea economică estimată.